În acest clip vă voi arăta cum se face un banner pentru canalul vostru de YouTube și începe chiar acum. Salut, sunt Ionuț de la Memes.ro, bun venit pe un nou clip, iar dacă vreți să dominați YouTube și Google, vă invit să vă abonați la acest canal. Pentru cei ce încă nu știu, scopul unui banner pe canalul vostru de YouTube este acela de a vă atrage abonați. Închipuiți-vă că cineva vede un clip de-al vostru și va vrea să vadă și altceva pentru a se asigura că faceți conținutul pe care îl dorește. Va intra pe canalul vostru, va vedea bannerul, dacă este făcut corect, se va abona. Cum recomand eu, în primul rând, aș vrea să văd pe fiecare banner un text care să-mi spună foarte clar despre ce este vorba pe acel canal, ce tipuri de subiecte abordează, poate chiar când abordează acele subiecte, aș vrea să văd o imagine a celui care prezintă clipurile pe YouTube pe acel canal, dacă el este vedeta acelui canal și așa mai departe. Important este ca un utilizator, când a intrat pe canalul vostru, să înțeleagă foarte clar despre ce este vorba și bannerul este arma voastră pe care trebuie să o folosiți. Acest clip va fi făcut pentru Photoshop, dar în același timp veți putea folosi și photopea.com. Este un site care vă va ajuta să faceți astfel de, să zic așa, lucruri pentru canalul vostru de YouTube, de la thumbnail până la canale, până la bannere de canale și așa mai departe. Este un site care arată izbitor de mult cu Photoshop-ul și sigur vă poate ajuta. Principiile sunt aceleași. Mai întâi intrăm pe Google și căutăm YouTube Channel Art Template. Pentru că vă recomand să intrați pe un template deja făcut, pentru că e mai simplu pentru toată lumea. Vedeți, aveți mai multe template-uri care vă ajută. Eu am să-l folosesc pe cel de-al doilea. Vizualizați imaginea. De ce vă recomand să folosiți un template? Pentru că YouTube-ul are mai multe zone în funcție de dispozitivele pe care le folosiți. După cum vedeți, acesta este zona pentru mobil, tot ce înseamnă telefoane mobile mai mari sau mai mici. Aici trebuie să fie lucrurile cele mai importante de pe canalul vostru, de pe bannerul vostru. De genul logo, imaginea voastră, textul care să spună exact ce se întâmplă pe acest canal și așa mai departe. Acesta nu va dispărea niciodată, indiferent de dispozitiv pe care îl folosim. Urmează apoi zona de tabletă. Vedeți, e un pic mai deschisă la culoare. După care, aceasta este zona pentru desktop. După cum știți, vedeți, aici e cam așa arată pe desktop, se va tăia aici pe mobil, am pus exact lucrurile importante în centrul bannerului pentru a mă asigura că în momentul când intre cineva va putea identifica fără nicio problemă tot ce vreau eu pe canal. Și bineînțeles zona mai mare este pentru televizor, e mai puțin folosită, eu nici măcar nu am încărcat nimic pe această zonă. Țineți minte, de aici și de aici se va tăia în momentul în care folosiți pe mobil ceva, deci dacă aveți lucruri importante, puneți-le în zona safe, cum e notată pe acest template. Imaginea pe care tocmai am downloadat-o, o să o încărcăm în Photoshop pentru a o putea prelucra. Vă recomand să vă faceți 3 layere în duplicate layer. Fiecare dintre ele să aveți o anumită zonă. Zona de tabletă nu mă interesează foarte tare, deci mai întâi să ascund cele două layere pe care le-am făcut. Selectez prima dată zona de mobil pe care o să-i fac o chestie de genul select invers delete. Și astfel a dispărut tot ce înseamnă zona din jurul acestei arii. Ascundem și textul. Edit. Okay, și dăm un fill. După ce am selectat textul, content aware. Ok. În acest moment a dispărut textul.
Ascundem acest layer. Urmează acum zona pentru mobil, pentru desktop. Nu mă interesează foarte mult zona de, după cum spuneam, zona de tabletă. Voi șterge la fel cu select invers, voi șterge zona respectivă cu delete. Și am rămas acum cu zona pentru desktop. În acest moment am zona pentru televizor. Bineînțeles, îi voi da select all și o voi umple cu o culoare. Pe care, bineînțeles, culoarea asta pot să o modific exact când vreau eu, nu am nicio problemă. Da, în acest moment zona pentru televizor este plină de culoarea gri. După cum vedeți, ar trebui să le punem exact invers ordinea pentru a apare asta este zona. Și bineînțeles aici, dacă vreau să nu mai mi apară acest text, voi pune și gata. Fiecare ar trebui să mai umblăm un pic la zona pentru desktop. Trebuie să deselectez. Nu mă interesează foarte mult, dar o fac și pe aceasta de o culoare care să se potrivească cu ce este în jur. Edit. Dăm un fill, aceeași culoare de mai devreme, pentru a fi sigur că am încălcat tot. Da? Deci este să potrivește cu această culoare. Și acum important este zona de mobil. Aici trebuie să apară, după cum spuneam, toate lucrurile importante de pe bannerul vostru, de genul voi folosi culoarea albă, aveți grijă ce tip de culori folosiți, recomand contrastele de genul alb-roșu, alb-negru, negru-galben și așa mai departe. Avem un canal de gaming, bineînțeles dacă aveți mai multe tipuri de jocuri, vă recomand să le puneți pe toate. Un alt lucru pe care l-am mai văzut că mai fac unii, postează un program, să zicem 150. Luni, 20, ora 20 și marți, la orice oră vreți voi. Ideea este că dând aceste informații îi faceți pe oameni să revină pe canalul vostru. Nu uitați, puteți să puneți un banner. Eu mai recomand să aveți inclusiv imaginea voastră undeva aici și așa mai departe. Sunt lucruri care puteți să le faceți. Eu am făcut zoom. Trebuie să intrați foarte bine. Vedeți că am care sunt dimensiunile. Repet, aceasta este zona cea mai importantă. Ea trebuie completată cu toate informațiile necesare și, bineînțeles, cu ceva care să semene foarte mult cu tot ce apare pe thumbnail-uri, pentru că cele două channel art, cum spun în engleză, sau bannerul canalului trebuie să fie în concordanță cu thumbnail-urile, cu miniaturile de pe clipurile voastre. De asemenea, aici puteți să faceți orice. Aici gândiți-vă că veți avea acele butoane pe care să puneți Instagram, Facebook și așa mai departe. Eu aici recomand doar butonul de abonare și, bineînțeles, ceva care să
voi face ceva simplu, dar voi puteți să faceți săgeți, puteți să faceți orice, exact cum am eu cu acea săgeată roșie, și să îndemnați oamenii să dea click pe acel buton. E un tutorial simplu, e un tutorial care să vă arate doar principiile unui banner. Puteți să vă jucați cât vreți voi, atât în Photoshop cât și în Photopea. E ușor, dar în același timp această unealtă este foarte puternică pentru a câștiga abonați. Aș vrea să intrați acum pe canalul vostru, să vă uitați la bannerul pe care îl aveți și să îmi spuneți care credeți voi că sunt greșelile pe care le-ați făcut și cât de repede puteți să le modificați și să îndreptați aceste greșeli pentru a obține cât mai mulți abonați. Dacă ați învățat ceva util din acest clip, vă invit să vă abonați la acest canal. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități, să puneți întrebări, să răspundeți la întrebările celor mai noi. Iar eu până data viitoare vă urez SEO plăcut!